dat în arendă, dar ei nu ne-au dat titlul nici până în ziua de azi, de pe pământ. Tot îmi spune, bai la advocat, bai acolo, bai acolo. Mai scurt, tot ne amăgeie pe noi. Da, spuneți întâi din ce sat, de unde, din ce localitate sunteți? Asta suntem din raionul Drochea noi, ca când din satul Zgurița noi suntem. Aha, de la Zgurița. Dumneavoastră ați fost prin raionul Drochea, că v-am văzut. Da, Noi ne da. uităm mai rețea dumneavoastră. Noi am văzut cum și făceau ei pe la Drochea. Dar i-ați văzut cine și pe la Drochea. Ei stăți cumpărați aici. Eu m-am dus scat un advocat și eu nu putem să găsesc în Drochea un advocat. Ei se uit ca cum s-ar uita la un câine. Dacă n-am nici o jenă, cum îi lămuresc, n-am nu-s vinovat cu nică. Și încă m-a băgat în judecată, asta tot, procurorul și asta care, dacă ați fost Diana asta Turenco, zam procuror și e, asta pe mine Mondea sat, cu aici, Uceșcovul de la noi din sat, Valentina asta Lazarenco. Dar și v-au scris amen sau v-au făcut dosar penal chiar? Dosar penal, cum să-i împaci tu nie dosar penal pe degeaba, dacă eu nu-s vinovat cu nică. Dosarul ăsta penal, el a făcut că, mai în scurt, nu putea să iei pământul de la noi, ea nu poate să iei. Dacă documentele, titlul e la dânsa, asta a fost în 2015 judecată. Titlul e la dânsa, dar documentele sunt la noi, că au câștigat pământul înapoi, prin judecat. Și eu spus, nu dai la nimeni documentul ăsta, că ăsta nici la judecător, nici la procuror, la nimeni să nu dă, că ăsta e document, nu se dă de mână. Eu l-am murit deodată când au câștigat pământul. Și el, dar eu când am fost, am uiat pe data de 17 și preamă nici o lună de zile și m-a băgat în judecată pe mine. La Drochia. Nici o lună nu a trecut, da, la Drochia. Și cum se, nici numește, o lună n-o trecut. Cum se numește dosarul? Dumneata, cum te numești? Eu mă numesc Guțu Tamara, eu vreau ca să stau de vorbă cu dumneavoastră, ca să ies, dacă n-am nici o vină, nică, și așez din genunchi, dar tare mult ne-o scris, e că eu, cu este, am vrut să mă duc la un advocat, noi, ca când ne-am pornit, dar zic, de-am, dacă găsesc prima ta, Iuri stăm de vorbă. Poiată și cu Guțu Tamara să Da, judece. Iuri Poiată. Da, de unde dumneavoastră ați M-am găsit, da? uitat acum pe internet, pe 15 aprilie o să fie următoarea ședință, da? Da, ia ca dumneavoastră ați Și găsit-o, ia ca cu asta. ce prevede articolul 22 Bă, din codul penal? Despre ce? De ce despre, te eu vă acuză? lămuresc de la ce dumneavoastră. V-am spus de-am cu pământul, cu doamna asta, cu Munteanu. Acum de-am cu, mai în scurt, la dânsă mormintele, ia ca la mine sunt filmate aici. Mormintele este, monumentele este la dânsa și au făcut, ei nu putut ca să mă vâre pe mine mai departe, scoată documentele. S-au dus, cred, tot de-a lor, au pus și au dat monumentele jos, că ele nu au fost sparamate, dar aici au scris că tot sparamate mărânțel, mai scurt, dar ele sunt, eu le-am filmat, ele sunt, se vede cum are două locuri acolo unde. S-au dus băieți, copilul și-au filmat, să vadă. M-au vrut pe mine, ca când eu sunt vinovat, că l-am pus pe băietul ăsta, pe Poiat, care mă l-ai găsit. A, Dar el e bolnav, ei la te cap. acuză de profanarea prin orice mijloace a unui mormânt, a unui monument funerar sau de for public, a unei Da. urne funerare sau a unui cadavru, precum și însușirea obiectelor care se află pe mormânt sau pe el, în mormânt sau pe el. Se pedepsește cu amendă de la 550 la 850 unități convenționale sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore sau închisoare de până la un an. Da, pleacă. Ți-au explicat asta procurorii, anchetatorii? Nu ne-au explicat nică, vă spun. Am intrat, ia ca pe data de 17 la judecată, asta m-a chemat. Asta nici o lună nu a trecut, eu am fost pe data de 10 februarie la dânsă. Eu singurică m-am La adresat, dânsă mine nu la m-a cine luat, ai fost? nu m-a chemat. La procuroră. Așa. La procuratură am fost, de-am atat știu unii Tot procuratură. din Drochie. Și am fost la Diana asta Turenco. M-am dus la dânsă, am intrat, bună ziua, întâi era un om jos tot ca când procuror scrie acolo pe ușă și am intrat și îi lămuresc, bună ziua, zic că eu cu... am venit la dumneavoastră, că tot îi spune ca să vii Uceșcovei să mă iei în narușnici, ca să mă duc, ca să mă învinuiești cu mormintele astea, cu... Păi da, Și dacă nu te prezinți la Nu, eu singurică m-am anchetă, la prezentat, m-am dus. interogatorii. El trebuie ca când el trebuie să vii mai ei pe mine în roșni. Și el îmbla, Doamne ferește, dar ei ieșiniți, ei sunt neamurile aista care au dus sledstvie, Mazur, mă tin că e familia lui, ori Pânzari, ori Mazur, Alexandru. Apoi Aista o din poliție. Până la urmă, hai să ne lămurim cu acuzația asta penală. Dumneata, ai profanat sau da, n-ai penală. profanat
Mormintele. Ai fost la Nu, țintirim? Ai Doamne, făcut ceva cu monumentul sau nu, nu? Doamne, feriu, nimic n-am făcut, nu-s Și vinovat dar ei nimic. de ce te acuză pe mata? Eu vă lămuresc de ce. Ia că băiatul ăsta care v-a uitat poiat, el e bolnav. Asta cum a fost? Când l-a luat, asta a fost în 2019. L-a luat la primărie, sectoristul ăsta care de poliție. El doar ne-a spus băietul, o lămurit, dar ne-a spus amul târziu. Și l-a luat asta în 2019 și eu țin minte că el venise de la lucru, lucrează la Târnova, la niște oameni. Dar Și când a venit de la al cui lucru, băietul? băie, copilul ăsta, ei sunt doi frați, ei sunt din Ghedom. Al cui copilul ăsta? Nu-i la nimeni, bă, el e de-a mai în vârstă, are de-a 42 de ani, dar e bolnav. Și ce Și l-a dacă? luat. Și el a făcut asta? Sau el a spus că ai Nu a făcut făcut, dumneata asta? Sau cum se nu, întâmplă? De ce el ia apare că în eu vă, dosarul penal? Că te învinuiește pe el a, dumneata? El de ce? da, el apare în dosarul ăsta, eu vă lămuresc cum, că l-a luat sectoristul ăsta, polițistul ăsta, l-a Din luat la sat. primărie și l-a pus cu deasila, Și l-a pus. scrie de mine, Și-a scris cu, că da, o vă spus că ați ascultați-mă fost pe mine. amândoi și ați profanat mormântul. Da, nu că amândoi, el a fost căcând, eu l-am pus la cale căcând, așa au scris de mine. Dar l-au luat cu desâla în primărie, ei sunt doi frați, pe amândoi au luat. Unul la cap, el e teafăr, nu e bolnav, dar este o leacă e bolnav. Și când l-au luat pe ăsta în cabinet, i-a spus, n-ați o foaie, prostii prea mai, eu zis, nu așa, chiar ca și ma ta, el îți spune băietul. Bun. El a spărit așa de tare că el tremură. Bun, Eu dar dăm cum uite că ceva greșe. dacă sunteți doi acuzați în dosarul ăsta, pe circunstanțe agravante, și așa își spune articolul 2, aceleași acțiuni săvârșite de două sau mai multe persoane se pedepsesc cu amendă de la 750 la 950, dacă mai devreme erau 550-850 de unități convenționale, aici sunt 750-950, cam considerabil mai mult. Sau muncă neremunerată în folos societății de la 200 la 240 de ore, sau închisoare de până la 3 ani fiecare. Da, dacă n-am, nu sunt vinovat, eu sunt pe degeaba, Păi eu vă lămuresc cum o ei ar pot. trebui să demonstreze vina. Ai fost în judecată, ai avut avocat? Eu nu, eu când am venit, eu vreau să vă lămuresc cum o Da, fost. dar în timpul Prima dată. anchetei, în timpul interogatorului, ai avut avocat? Eu n-am avut advocat, n-am avut nimic, dacă eu nu, n-am Și fost, când vă ai lămuresc. vorbit cu Asta. polițistul, și când ai vorbit cu procurorul, și când ai fost în instanță, n-ai fost asistată de avocat. Ei ne-au dat cu desi la advocat. Când m-am dus eu la procuratură, pe data de 10, ei ne-au vrut advocata, ei. Mi-au spus, eu am intrat la... Avocată de stat, nu a ei. Avocata aceea de stat trebuie să vă apere, trebuie să aveți discuții cu acea persoană, cu Dar apărătoarea, cum să trebuie mă să apere aveți dacă ei sunt discuții cumpărați? separate. Nu-ți cumpărați, e plătită de stat să vă apere pe dumneavoastră. Trebuie să aveți Dar nu discuții am văzut... separate, fără martori, fără polițist, fără anchetator, fără Da, eu te judecător, fără înțeleg, Mata. procuror. Eu Trebuie să dacă... vorbești cu avocata și să stabiliți. Sunt vinovată, nu sunt vinovată, cum mă apăr și tot așa. Nu, Și băiatul cela eu... care e învinuit, el tot trebuie să aibă un apărător, alt apărător, tot de stat. Are, dar tot așa luați... Dacă Mai e în de scurt, mi-a luat stat. advocatul. Dacă e de stat, atunci nu-i cumpărat, e plătit din banii publici, din banii noștri, ca să te apere pe dumneata, inclusiv din banii dumitale e plătit. Deci, acel Dar nu avocat m-a... trebuie să vă apere. Dacă nu aveți încredere în el, dacă nu vă apără efectiv, trebuie să cereți schimbarea, recuzarea avocatului. Nu mă apăr pe mine, advocat, aici stăți sunt legături, vă lămuresc, eu știu pe tăți. Păi cum, Aista, ce care eu legătură, scris ce dosarul. conspirații s-au făcut acolo la Zgurița Ia vă și lămuresc la Drochia dumneavoastră, ca vă să vă spun. bage la pușcării? Cine are nevoie să vă bage la pușcării? Femeie cu care Ia vă că tu bateți de avut. la un lot de pământ? Da, ia că de la pământul, ăsta s-a început. Eu... Ați dispărut, nu mai aveți sunet. De la pământul ăsta s-a început și i s-a terminat femeii. Creditul probabil sau semnalul. Mesaj de la Zgurița. Dacă nu revine, opresc apelul și eventual mai sun o dată. Ați dispărut, nu știu unde.
Da, ea că au dispărut și cu dumneavoastră. Și când am intrat la judecătorie și ei, eu singur am venit, m-am dus, la Moment, procuratura asta lor, o de clipă, doamnă, judecătorie vă asta. rog, Dar când am intrat în mă auziți? judecătorie, Mă auziți? Vă rog să aveți răbdare, un minut trebuie să da, vă vorbesc cu aud. colegul Vă aud meu. pe dumneavoastră. Da, Silviu. Bine, bine, hai. Hai.